înălțătoare, dar i-am oprea de fiecare dată ridicând tonul. La ce bun să vedem de aproape stricăciune. Eu nu știam cum să mă împart între el și ea, când mă rugam tale în gând, apăreau ba el, ba ea, dar eu vreau să apară amândoi, să le pot în sfârșit vorbi, măcar în gând. Bătrâna avea multe peruci, de toate culorile, dimensiunile și formele. Le ținea într-un dulap imens, cu o naftalină specială ce le conservase exact culoarea, forma și mirosul din tineret. Sunt intacte. Acum, la fel ca atunci, îmi spunea mângâindu-le. Când aducea albumul de fotografii, înșira mai întâi perucile pe canapea. Camera devenea neîncăpătoare, iar eu cu greu suportam mirosul înțepător de naftalină. De câteva ori chiar am leșinat din cauza mirosului. Ea mi-a arătat după aceea de sute și sute de ori albumul de fotografii, pe motiv că îmi pierdesc cunoștința și nu sunt deloc atentă la ce mi-a dat. Eu le aduceam în fiecare zi la 10 și 8. Traversam tot orașul cu emoție, spaimon și scârbă. Dacă o să-mi trântească iarăși în nas, spunând că nu mă cunosc, dar dacă o să mă încuie iarăși în casă pentru câteva zile, implorându-mă să nu mai plec niciodată. Pătrânul era un spirit solar, stătea mai mereu în curte. Avea grijă de flori și de pomii fructiferi, reproducea fotosinteza, scară mai mică. Pătrâna spunea că ea croșetează numai pentru mine. Zicea că mi-a făcut un blogger nou, minunat. Eu când vedeam culorile mele preferate și împletiturile acelea superbe, nu rezistam. Spuneam, nu, nu îl merit, e prea frumos. Hai, probează, l-am lucrat toată ziua la el, mă. Și eu eram mereu nerăbdătoare și abia așteptam să-l pun pe mine și să mă uit în oglindă cum vin. Repede, până nu se face de tot întuneric în cameră, să pot să mă văd și eu puțin în oglindă. Dar nici nu-l luam bine în mână și se deșira tot în câteva clipe. Atunci bătrâna bătea din palma amuzată și striga, niciodată nu te înveți minte. Bătrânul a prindat brusc lumină. Pentru el, noi eram mereu patru fete prea gălăgioase. Bătrâna își mângâia de speruciile. Sunt ca niște câini grăbălași în mintele ele. Fac tot ce le rog. Nu vezi cum se gutură la picioare? Și într-o bună zi, fără motiv, te sfâșie, îmi spunea lumii. Bătrânul nu se apropia niciodată de dulapul cu peruci. Spunea că pute ca un cadar. Era foarte superstițios, își făcea cruce de fiecare dată când trecea prin fața lui. Zicea, șarpele e ca o peruncă din asta, nici nu-ți dai seama când te-a înghițit.